Salut! Bine ați venit la un nou unboxing aici în natură. De data aceasta, în fundal, avem o drujbă care lucrează. Pentru că nu e așa, Codru e frate cu românul, dar din păcate, cel puțin în ultimele decenii, românul nu prea mai e frate cu Codrul. Așa se face că nu puteți vedea acum, dar în stânga și în dreapta mea sunt mult mai rar copaci ca acum 20 de ani. Dar trecând peste acest aspect, care pe mine personal mă deranjează și cred că pe mulți dintre voi, aș dori să facem un unboxing pentru un briciar pe care l-am primit de curând. Avem un Victorinox aici în plic și ce ar fi mai potrivit pentru desfacerea plicului decât tot un Victorinox. Am aici un Farmer, varianta Alox, care îmi place foarte mult. În mod special pentru că are aceste plasele de aluminiu care îl fac mai deosebit, dar și pentru că pe lângă lama principală mai are și un fierăstrău. Și îmi place să port acest briciag în rucsac pentru că nu știi niciodată când ai nevoie de funcțiile pe care le oferă. Să vedem ce avem în plic. O factură și o cutie interesantă, o cutie frumoasă, elegantă, așa cum Victorinox ne-a obișnuit. Și modelul briciagului este un Hunter XT. Să desfacem cutia. Așa vine împachetat în cutie. Aici mai are o hârtie cu niște informații despre funcțiile pe care le oferă și întreținerea acestui briciag. Să vi-l arăt mai de aproape. Acest Hunter XT vine în două variante de culoare. Acest portocaliu și mai este o variantă cu verde, un verde închis, dacă nu mă înșel. Are lama principală cu această gaură pentru a putea fi deschisă și cu mănuși. Aceasta este lama principală. Are și un sistem de blocare, un liner lock, care ține destul de fix lama atunci când este deschisă. Are o lamă serată, curbată. Am înțeles că este potrivită pentru jupuit și această lamă serată este blocabilă. Și mai are un fierăstrău, dar este puțin mai mare. Fierăstrăul, din păcate, nu este blocabil, ar fi fost excelent să fie așa, dar nu este. Mai are și un șnur cu un inel de prindere și tir bușon. Cred că este un instrument super util, compact și oferă câteva funcții interesante. Un instrument numai bun de ținut în gentuță sau într-un buzunar la rucsac. Este destul de comod să lucrez cu el la task-uri ușoare, pe termen scurt.
și firezașul cred că se va dovedi foarte util în multe situații. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți întrebări cu privire la acest biciag, pe lângă detaliile pe care vi le pun în descriere, vă stau cu drag la dispoziție. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și, cum spun de obicei, până data viitoare vă doresc numai bine.